nu stați în soare. Acesta este mesajul medicilor în perioada caniculară. Temperaturile înalte de 35 de grade Celsius sunt suportate cu greu, mai ales de copii și persoanele în etate. Medicii vin cu sfaturi despre ce trebuie să consumăm și cum să ne îmbrăcăm în această perioadă. Perioada estivală ne aduce pe lângă distracție și mult soare și mari bătăi de cap. Canicula este suportată cu greu de oameni, mai ales de copii și bătrâni. Am greu că tare e cald. Suntem bătrâni, tensiune, inimă, tot ne doare. Greu suport. De ce? Am tensiune și... Adică am ieșit o leacă să mă mai recorez. Sau ție este extraordinar. Chiar dimineață, când nici nu era așa tare cald, scad jos aproape. Multă albă, mai mult subțire. Foarte bine căldura, da? Da, dar nu prea o ținem pe afară, prea cald. Pe când maturii au aglomerat parcurile, cei mici nu s-au limitat și s-au răcorit cu apa din havuzuri. Te răcoresc? Da. Cum e apa? Rece. Dar afară cum e? Cald. Și dacă unii se feresc de soare cum pot, atunci muncitorii de la salubrizare n-au încotro. Ei muncesc de dimineață până seara. Și eu joptem. Bieți apă multă, ce faci? Bem apă. Dar toată ziua stați în soare. Da. Căldurile mari și insuportabile au mărit și vizitele oamenilor la medici. Aceștia recomandă pentru perioada caniculară să ne protejăm atunci când ieșim din casă, să ne acoperim capul cu pălării și să ne îmbrăcăm cu haine din fibre naturale. Au o hipertensiune arterială cronică sau sunt o moleșală, o slăbiciune, dureri de cap, amețeli, migrenă chiar câteodată, să se adreseze obligatoriu la medicul. Este contraindicată expunerea organismului la soare între orele 11 și orele 17. Pentru a se răcori mai cu spor, unii oameni aleg câte o halbă de bere, lucru strict contraindicat de medici. Este chiar contraindicată folosirea băuturilor alcoolice, inclusiv și a berii. La fel nu se recomandă folosirea cafelei și a ceaiurilor concentrate. E foarte bine de folosit ceaiurile verzi din ierburi, de mușățel, de sunătoare. Consumul necesar de apă plată pe perioada caniculară este de aproximativ la 3 litri de apă. Potrivit serviciului meteo de stat, canicula va persista pe durata întregii săptămâni.